Bine ne-am regăsit, dragi privitori, o nouă săptămână, o nouă întâlnire la televiziunea noastră favorită și vom aborda în compania invitatului nostru și al dumneavoastră, domnul prim-vicepreședinte liberal Eduard Berca, consilier municipal, o problematică largă, vastă și vom începe cu ceea ce se întâmplă acum la nivel central, pentru că vrând nevrând, după ce domnul președinte Klaus Iohannis la începutul săptămânii trecute a acceptat cea a treia propunere pentru premiera Alianței PSD-ALDE, deci vrând nevrând, acest subiect ține prima pagină a ziarelor, ține prima ediție a discuțiilor. Și anume, analiștii, politicieni, jurnaliștii vorbesc pe această temă și anume când se face, cum se face guvernul, cine va pleca, cine va rămâne, dacă sunt frământări în coaliție și dacă acest guvern, evident, la categoria previziunii, va avea o soartă altfel decât guvernul Grindeanu și guvernul Tudose. Apoi vom vorbi și despre aspectele realităților pe plan județean, ce se întâmplă în aceste momente, în ceea ce privește realitățile din municipiile Gojului, aspecte legate de culisele politicii în ceea ce privește partidele importante de pe scena politică și, în ultimul rând, vom vorbi și despre administrație. Mulțumim mult invitatului nostru, așa cum îl prezentam, domnul prim-vicepreședinte liberal Eduard Berca, și urăm la mulți ani pentru că în această formulă nu ne-am văzut pe 2018. Ne-am mulțumit și dumneavoastră. Mulțumesc de invitație. Domnule prim-vicepreședinte Eduard Berca, sunteți un fin observator al vieții politice și v-aș ruga să faceți abstracție că reprezentați Partidul Liberal și în calitate de analist să aruncați o privire în ceea ce înseamnă mișcările pentru nașterea, să-i spunem așa, celui de-al treilea guvern PSD-ALDE. Da, e o așteptare care a fost indusă în electorat, în rândul cetățenilor. Cert este că încep deja declarații contradictorie. Dacă săptămâna trecută Dragnea și potentații, să spun așa, ai PSD-ului spuneau că luni la CEX vor nominaliza, vor anunța guvernul, propunerea pentru guvern. Astăzi și Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu au amânat aceste decizii pentru vineri, din câte am citit. În ceea ce privește componența, au fost cele două demisii, probabil vor fi înlocuiri. Eu cred că s-ar putea să, dată fiind acest haos creat de declarația 600, din punctul meu de vedere, Care comportă o amânare, se pare, comportă o mânare, dar iar avem pentru deja martie. un derapaj, o gafă, din punctul meu de vedere, pentru că e aberant documentul respectiv. Deci ne întoarcem pe vremea comunismului, pe vremea, adică se taxează nemunca și așa mai departe. Și cu acea proiecție a veniturilor care să fie cel puțin egală cu 2017, adică în aceste, să spunem, Da, mi-a profesii, în mare plăcut măsură, exprimarea de liberale. acolo, că se ia o bază, ca bază de calcul orice venit declarat de către contribuabil, dar numai puțin de salariu minim. Adică se ia orice, deci declarație din notele explicative ale declarației, se ia ca bază orice venit de calcul, ca și bază de calcul orice venit declarat de contribuabil, dar nu mai puțin venitul minim.
Așa, ori veniturile, profesiile liberale sunt profesii care, și vă pot da un exemplu al agenților de asigurări, care în general practică această meserie part-time, deci în niciun caz nu și-au făcut un job din treaba asta, ca și persoane fizice sau persoane fizice autorizate. Și care realizează venituri fluctuante, de la 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 100.000.000, 200.000 de lei, până poate și peste 2.000.000. 1.000.000, 119.000.000, da. Ori, prin această declarație și prin reglementările pe cont fiscal, îl obligi pe omul ăla să plătească contribuții la asigurări de sănătate la venitul minim, care este salariul minim. Deci este o tâmpenie. Și el le mai plătește și prin salariul lui de bază. Aia fără îndoială. Da? Deci, repet, majoritatea agenților de asigurări, persoane fizice sau fizice autorizate, nu au chestia asta ca meserie de bază. Da? O practică part-time. Și își făceau contabilitatea cu registrul care fusese pus de, la dispoziție, registrul de evidență, cu declarațiile trimestriale și mai departe. Ei, acum chiar era o controversă destul de mare. S-a lăscut chestia asta în rândul managementului societății de asigurări, că nu știu efectiv ce să le spună, pentru că nu au ieșit normele. Acum se amână introducerea acestei declarații. Deci, până la urmă, oamenii ăștia nu știu ce să facă. Și mulți vin și ne spun că ne lasă baltă. Da, deci, practic, decât să riște, să plătească banii pe care nu-i câștigă, mai bine nu mai fac. Da? Și dau cu piciorul la o muncă de ani, de zile în urmă, dau cu piciorul la cheltuielile, costurile de certificare, că și acolo sunt câteva milioane bune. Deci este de-a dreptul un haos în zona asta, sunt 600.000, 600 și ceva de mii de oameni, pe care aceste prevederi ale guvernului au bulversat, dat peste. De asta zic că posibil Liviu Dragnea să se gândească la un locuitor pentru ministrul Ionuț finanțelor, Mișa, dacă deja și-a pus în cap 600.000 de oameni. Na, pe lângă milioanele pe care și le-a pus în cap cu creștere de prețuri, accize mai majorate. Cu splitarea de TVA. Splitarea TVA, creșterea euro la un maxim istoric, ce să mai... Da, deci din punctul ăsta de vedere, cât de fin pot să fii, și mă bucur că m-ați catalogat, nu pot decât să judec prin stomac. Că mie, de exemplu, îmi scade salariul cu 80 de lei. Așa. Ori ceea ce se întâmplă în România, cum spuneau și colegii mei, președintele Ludovic Orban, este extrem de toxic. Oamenii ăștia nu își imaginează, nu stau să se gândească luptându-se pe putere, ce efecte au toate lucrurile astea, toate invențiile lor în rândul omului simplu al nostru. Credeți că vor face ceva ajustări sau reabordări vis-a-vis de aceste subiecte care îi dor pe cei care mai au o profesie liberală sau sunt contributori peste salariu prin munca lor suplimentară la bugetul de stat? Credeți că se va avea în vedere în nou guvern acest aspect sau... Păi bun, să zicem că declarația și efectele ei, practic calculul ăla, s-ar fi amânat pentru trimestrul al doilea, mă gândesc. Da, după sfârșitul lunii martie. În mod clar, mie îmi dau un semn, în sensul în care contribuția este nevoie de bani la bugetul asigurărilor de sănătate. Deci toate zbaterile astea și declarații au fost în sensul ăsta legate de bugetul național de asigurări de sănătate, că este extrem de nesustenabil în momentul de față, ca urmare a măsurilor fiscale întreprinse de guvern. Nu știu ce să vă spun. În mod normal, aici trebuie să asigur niște bani ca să funcționeze. Sistemul este un sistem capital, un sistem
important. Poate că dacă la celelalte bugete ale ministerelor, ale educației, s-or fi găsit soluții, eu aici cred că oamenii ăștia și-au aprins paie în cap și caută cu tot din adinsul să-l finanțeze. Adică e nevoie de bani la buget, mai pe românește. Este pentru bugetul asigurării de sănătate, este stringentă nevoie de sume pentru asigurarea necesarului național sau volumului, cuantumului național. Pe de altă parte, vă dau un exemplu. Bugetele unităților administrative teritoriale au scăzut dramatic. La Târgu Jiu am pierdut față de anul trecut 615 miliarde din bugetul total. Bugetul realizat. Deci discutăm de bugetul realizat anul trecut. Orice alte investiții, că se mai făceau cu acordul unităților administrative teritoriale. Eu mă uit acum, mă gândesc la județ. Cum își construiesc oamenii ăștia bugetul? Probabil doar pe funcționare. Am văzut că și la noi se preconizează chestia asta. Iar și aici, în zona asta, în zona, să zicem, de funcționare și de partea alocată consiliilor județene, iar o să fie o problemă cu asigurarea, eu știu, necesarului de investiții, de modernizări, de mentenanța la parametrii optimi ai sistemului, dacă există lucrul ăsta. Deci eu nu știu, e un haos, vă spun, iar ceea ce văd în PSD, ALDE și restul care îi mai susțin, e clar o luptă pentru putere, pentru bani, pentru fonduri, pentru... Deci nu, în niciun caz nu văd un minim interes pentru noi, români. Pentru că vorbiți de acest subiect, interesul pentru cetățeni, v-aș întreba, cum comentați manifestațiile care s-au întâmplat în București și în marile orașe ale țării cu două zile în urmă? Ați văzut cel puțin în București, cu toată vremea rea care era ningea viscolit, s-au adunat un număr important de persoane care, după aprecierile celor care au vorbit pe acest subiect, au depășit cel mai mare număr adunat vreodată la ceea ce s-a întâmplat, protestele din începutul lui ianuarie-februarie 2017. Da, aveți dreptate. Am văzut și eu o mare de oameni în acele fotografii document, cred, vor deveni fotografii document, zeci de mii de oameni, spre suta de mii, cred. Am văzut și niște emisiuni, de exemplu, în Statele Unite, pe NBC, unde se comentau lucrurile astea și se spuneau foarte clar, pe lângă caracterul cumva comic pe care îl dădea moderatorul, că guvernele României au tot crezut că românii dorm. Că românii au fost adormiți de creșterile salariale, de creșterile de pensii, de reglările astea de sume spre o zonă controlată de PSD. Și s-a dovedit, a nu știu câta oară, că nu e prima manifestație de anvergură, că românii nu dorm. Că românilor le mai pasă și în, cum să zic, marasmul ăsta, general, de viitorul lor și al copiilor lor, și că nu sunt de acord să lase țara asta pe mâna unei clici, da, de corupți, de condamnați penal, de unei găști de politurci, să le spun așa. Eu sunt convins că românii în marea lor majoritate au simț civic. Acum depinde și de zone. Dacă cum s-a întâmplat pe la noi pacea de atâtea ori. Au fost câteva persoane și în piața prefecturii. Păi da, nu, Gorjul e ok, Gorjul e
în regulă, și cu salarii, și cu pensii, și cu taxe, și cu impozite, și cu lipsa corupției. Noi nu avem de niciune. Noi suntem cei mai fericiți din țara asta. Cei mai fericiți. Noi și Tolorman. Dar în marea lui majoritate, poporul român nu doarme și poporul român va amenda, da, cu aceeași, dacă nu și mai mare amploare, derapajele astea ale actualei puteri, în sensul legiferării corupției. Până la urmă, că așa și spunea moderatoarea de la NCBC, niște corupți, da, vor să legifereze corupția în România prin modificările la legile justiției și așa mai departe. Vedeți modificări ample sau punctuale în guvernul Viorica Dăncilă? Păi, repet, cine pleacă, cine rămâne, în opinia dumneavoastră? Nu am nicio idee în sensul ăsta. Da, dacă erau, cum să vă spun eu, așa limpezi cum erau vineri băieții de la PSD și ALDE, astăzi ar fi trebuit să lichideze problema. Se pare că s-a mai discutat și astăzi în cabinetul domnului Liviu Dragnea, da, formarea noului guvern, componența, ei, structura. E posibil să, ca toate aceste, cum să spun, invenții până la urmă, inovații în ghilimele, legate de zona de muncă, de zona de impozitarea muncii, de impozitarea sănătății, dărilor către sănătate și așa mai departe, să nu fi creat, da, ipotetic vorbind, niște resurse ca să conducă spre acei parametri economici, macroeconomici pe care România trebuie să-i atingă, conform înțelegerilor internaționale, conform statutului de țară membru a Uniunii Europene. Și atunci e posibil să fi gândit, să se fi gândit la persoane care să poată, eu știu, să repare cumva imaginea asta dărâmată de guvern marionetă, să se fi gândit la personalități, nu știu ce să vă spun. Da? Dar asta ține în special de Dragnea, că el e jupânul, el pune staroștii și cum vedeți vătafii acolo. Primul guvern post-decembrist cu un premier femeie. Mă bucur că există, a fost o, sincer, eu chiar sunt adeptul promovării femeilor în politică, pentru că sunt mai raționale, e clar, decât noi bărbații. Dar și fără să aibă o carte de vizită, un CV, măcar e sincer, de data asta e, cred că e primul demnitar care nu minte că nu vorbește limbi străine, din ce am citit pe acolo. Așa. Trebuie totuși să ai un CV. Eu mă așteptam, dacă se zvonise chestia cu femeia, și mă așteptam la Corina Crețu. Tot europarlamentar. Da, europarlamentar, cu activitate destul de susținută, membru în, nu știu, sau chiar raportor. Raportor pentru România, pentru, în Parlamentul European. Așa, da, deci cu un CV mai impresionant. Vorbește și limbi străine, are și prieteni americani, știți, și noastră, da. De ce credeți că nu s-au îndreptat în direcția aceea? Pentru că, vedeți, noastră, eu mi-imaginez cam ce are în cap Liviu Dragnea. Lui trebuie o păpușă, da, pe care să o învârți cu cheia și să se ducă pe drumul știut. S-a dovedit că nici Grindeanu, nici Tudose, da, n-au suportat până la sfârșit, da, nu știu ce, ieșirile, astea, apucăturile, ideile, scopul lui Liviu Dragnea, da? Pentru că e clar, nu că oamenii ăia nu ar fi putut cumva să ducă targa mai departe. Dar la un moment dat li s-a cerut prea mult. Li s-a cerut prea mult. Eu știu, legate de fonduri europene, guvernamentale, legate de legea justiției, legate de nu știu ce, de activitatea guvernului. Ui, dacă este să, în momentul de față, cu statul paralel ăsta pe care l-au construit în mintea lor pesediștii și restul, da, nu prea te joci. Da? Și mă gândesc că și Grindeanu, Sorin Grindeanu și mie, Tudose au zis, bă, stai până aici. Da? Grindeanu a făcut el schema cu ocuparea Palatului Victoria, dar nu i-a ținut.
Da. Până aici, da? Până la un anumit punct. Oamenii țin totuși la libertatea lor. Da? Țin la... Că e ușor să scoți castanele din foc un altul. Ei, ori Viorica Dăncilă, din perspectiva asta, cred că va marșa pe politica sau pe ideile lui Liviu Dragnea. Se va încadra în... În, ziceți, în siajul, în linia conducătorului. Despre linia viitorului guvern vom discuta pe o scurtă pauză publicitară. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseriașii știu de ce. Amy Evans Music, partenerul dumneavoastră de nădejde în organizarea unui eveniment muzical. Fie că e vorba de spectacol, zilele orașului, zilele comunei sau orice alte manifestări cultural-artistice. Amy Evans Music este garanția unui eveniment reușit. Ne găsiți pe Facebook, YouTube sau la telefon 0722 833 814. Partener media Radio Accent și Accent TV. Amy Evans Music. Pomadil ComSRL. Acum ne găsiți și în complex Rodna, stand 76 și 77, cu produse de sezon, dulciuri, cafea, băuturi alcoolice, apă, produse alimentare și sucuri la cele mai mici prețuri. Vă așteptăm să vă convingeți și dumneavoastră. Pomadil ComSRL. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta. Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi, totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Bună, eu sunt Prețul Mic și ei sunt frații mei. Prețurile mici și foarte mici Explor. Lumea ne crede adesea oferte, dar noi suntem mici tot timpul anului, nu doar de sărbători. Așa că vă rugăm, spuneți-ne chiar așa: prețurile mici și foarte mici Explor. V-am făcut curioși? Haideți să ne cunoaștem și să ne luați acasă împreună cu produsele Explor preferate. Vă așteptăm la Explor, Târgu Jiu, Alea Digului numărul 1. Peste 8.000 de produse alimentare și nealimentare la prețuri mici și foarte mici Explor. Am revenit, dragi privitori, în partea a doua a întâlnirii noastre cu același invitat, domnul prim vicepreședinte PNL, Eduard Berca, consilier municipal Târgu Jiu, căruia îi mulțumim pentru că în această seară dezbate alături de noi și pentru dumneavoastră, în exclusivitate, subiectele zilei. Când credeți, domnule prim vicepreședinte, că vom avea noul guvern, Viorica Dăncilă? Păi, de știu, pe 29 e programat o sesiune, nu? Să fie trecut prin Parlament. Da, să fie propus și votat în Parlament. Da, până atunci se vor intra pe comisii, dar deocamdată nu s-au spus numele clar ale celor care vor compune această nouă structură guvernamentală. Bine, probabil foștii miniștri cu delegații să continue strategia, să prezintă practic strategia noului guvern. Nu știu, e cât mai repede, cât mai bine, să nu menținem criza asta
guvernamentală, pentru că, vedeți noastră, euro a crescut cu 50 de 5 bani. Încă din, seara căderii, anunțării demisiei, așa. Vreau să spun că ieri am urmărit cursul, era 1 și astăzi mi se pare că e cu mai mare cu, sau cu 0,5 bani, în sfârșit. Dar oricum se simte creșterea asta și e influența negativă în tot ce înseamnă în traiul. Absolut, al nostru, al tuturor. Zilnic. Da. Cât mai repede, cât mai bine. Credeți că vor fi probleme în a trece prin Parlament? Nu știu. Am văzut și pe la unguri, că acum vor să maghiarii să li se explice ce a vrut să spună Tudose. Atunci cu steagul, Da, secuilor. Acum, da, asta e important decât să le explice cine o știe ce a vrut să spună. Dar nu cred. E prea important. În sfârșit, Partidul Național Liberal în momentul de față are consultări în Parlament. Am văzut și declarațiile liderilor noștri vis-a-vis de găsirea unei, încropirea unei majorități în ceea ce privește susținerea unui alt guvern sau unui potențial guvern de dreapta. Nu știu. Nu am speranțe, sincer. Am avut prea multe ori speranțe și s-au dovedit a nu fi fiind de nerealizat. Probabil că va trece guvernul. Care va fi, să spunem, mișcarea acestui guvern în raport cu celelalte? Va fi mai eficient? Se vor vedea, să spunem, lucruri întâmplate din programul de guvernare care cel puțin doamna premier desemnat le-a anunțat prin ieșirile publice pe care le-a avut pe diverse spații media. Vedeți, dumneavoastră, anul trecut a fost lansat acest program național de dezvoltare locală, PNDL 2. Și primarii așteaptă să li se dea drumul la finanțare. Păi da, e an preelectoral, anul viitor avem alegeri europarlamentare și prezidențiale? Și prezidențiale. Este foarte clar că PSD-ul a gândit un parcurs în sensul ăsta. De asta au fost și declarații de pe la toate nivelurile. Am văzut inclusiv pe aici, pe la Gorj, că vrem liniște să facem proiectele, să le punem în operă. Acum, zbaterea asta vis-a-vis de resurse, mie, cum vă spuneam și mai devreme, îmi dă de gândit că sunt probleme reale la realizarea cifrelor bugetare. De buget. Deci sunt probleme reale, totul în contextul diminuării impozitului pe venit, da, a bugetelor locale și așa mai departe. Pentru mine este foarte neclar cum, de exemplu, unitățile administrative teritoriale își vor asigura partea de cofinanțare. E clar că se întrevede, am și auzit discuții în sensul ăsta, că vor apărea va fi posibilă atragerea de credite cu garanție guvernamentală pentru zona asta de cofinanțare. Deși aici se întrevăd niște mișcări, să spunem așa, dar asta înseamnă grad de îndatorare și mai mare. Da? Cheltuieli și mai mari la nivelul administrației de stat și ca atare pe de altă parte se încarcă zona, evident, zona de cheltuieli. E greu de spus. Ludovic Orban spunea foarte clar că oamenii ăștia în cursul, în acest haos fiscal, economic, da, nu realizează ce se poate întâmpla. Eu întrevăd probleme mari cu acest PNDL. Da, chiar dacă contactele au fost sau vor fi semnate în scurt timp, e posibil, da? Probabil ceva resurse bugetare, știți că în primul trimestru se reușesc să se aloce. Dar pe parcurs nu știu cum vor evolua lucrurile în sensul finalizării acestor proiecte. Sunt extrem de multe investiții în țară care nu au mai fost finalizate din lipsa cel banilor. Cel puțin la Gorj, primarea a obținut foarte multe proiecte. Da, dar, repet, uitați-vă. Ultima sesiune de punere de proiecte a obținut foarte multe proiecte.
și așteaptă ok-ul pentru a se da drumul la investiții în prima parte a lunii martie. Ca atare, strategia guvernamentală sau modul de acțiune al viitorului guvern Dăncilă trebuie să fie unul extrem de strict. În sensul colectării maxime la buget a tuturor sumelor, eu nu mi-aș dori să, la nivel de TVA, să se reușească creșterea procentului acela de colectare, da, și scăderea evaziunii fiscale prin TVA, dar în aceeași măsură, cu toată responsabilitatea de care pot să dau dovadă, îmi doresc să nu mai fie impozitați oamenii care muncesc cu adevărat. Da? Să se gândească cineva și la, uite la mine, da? Care îmi pierd 80 de lei din salariu și care, de bine de rău, da, am făcut ceva în viața asta, mai am niște lucruri. Să se gândească la agenții mei de asigurare, care renunță la o colaborare, la niște bani, dar ca urmare a nepredictibilității fiscale. Da, mă uit la drepturile de autor, care iar sunt bulversate a nu știu câta oară. A nu știu câta oară bulversează aceste măsuri fiscale, această declarație, drepturile de autor, veniturile realizate din drepturi de autor. Deci sunt sute de mii de oameni, milioane de oameni din zona aceea care produce și generează taxe și impozite, da? Că până la urmă tind să cred că din 2012 încoace, da, chiar dacă la nivel declarativ PSD a spus că a luat măsuri cumva liberale, ajungem în 2018, anul de grație 2018, să, cum să spun, chiar să-mi fie groază să mai trăiesc în țara asta. Da, pentru prima dată anul trecut, sau cred că tot cu dumneavoastră într-o emisiune, dintre Crăciun și anul nou. Am ajuns să regret că n-am plecat din România. Chiar v-am pus întrebarea aceasta. Da, deci ajung pe zi ce trece și, cum să vă spun, caut soluții, încerc, dar uite, da, când s-a creat nou sistem de certificare a agenților, a fost iar așa o lovitură de ciocan în cap. Au venit cu declarația 200 sau în sfârșit, iar la fel. Iar... Și uite așa se duc de râpă niște meserii care sunt în nomenclator, care sunt generatoare de venituri suplimentare în general, da, pentru anumite categorii socioprofesionale. Așa, și pe care oamenii ăștia din lipsa banilor, din foamea asta, din hămeseala asta de a aduna la buget de la cei care au, deci la cei care produc, da, îi năucesc pur și simplu, îi omoară. De omoară, practic, interesul pentru anumită... Asta mi-aș dori, da? Să se ajungă să nu se... știi că e o poveste, sau, da, o zicală, că dai în calul care trage, știi? Da. Sau îl încarci până... Să renunțăm la chestia asta, frate. Să găsim soluții, da? Adică, dacă pot parafraza cum spuneați dumneavoastră în emisiunea noastră dinainte de Crăciun, să încurajăm munca și nu ne muncăm. Da, exact, exact. Exact. Se găsesc soluții pentru toate, și pentru sistemul bugetar, și pentru sistemul nebugetar, și pentru toate. Pentru toate sunt soluții. Dar trebuie să ajungem să gândim în termen de eficiență, de productivitate a muncii, de... Ce să vă spun? Na. Cum comentați dumneavoastră, domnule prim-vicepreședinte Eduard Berca, afirmațiile făcute exact acum o săptămână, când a ieșit de la CEX domnul fost premier demisionar Mihai Tudose, că își reproșează trei lucruri. Că n-a făcut spitalele regionale, da. Că n-a făcut kilometrii promiși de autostradă și drumuri expres și că nu a reușit o creștere substanțială a numărului de locuri de muncă. Păi nu știu de ce își reproșează, că asta a spus și Dragnea.
în programul de guvernare Dragnea, a ieșit primul cu poveștile astea, cu spitale regionale, kilometri, zeci de kilometri. Acum, că Tudor se-o fi crezut vreun zmeu, treaba lui. Credeți că a luat asupra domniei sale neîmplinirile? A fost un exercițiu de imagine sau un testament al premierului Mihai Tudose? Cred că da, se îngroapă și el prin vreo agenție guvernamentală ca Grindanu. Ce să facă, da? Cam așa se compensează PSD-ul oamenii ăștia sacrificați. Nu, deci e o chestie de imagine. Adică, bă, las-o încolo, mă, că... Asta o spuneți de 3 ani. De ce 3 ani? Din 2012, din cât... Da, de când au preluat guvernul, practic, de 5 ani. Din mai 2012. Da, de 5 ani tu spuneți de autostrăzi, de alea, de guvern, de mii, de zeci, sute de mii de locuri de muncă, de... Da, asta e. Și să mă uiți, zică și tu, dosi, acum, probabil și iese și Dăncilă când o fi să... Da, ce, îi prevedeți o soartă... Nu, cred că e diferită, că de data asta a nimerit-o Dragnea, că am văzut câteva faze în care erau împreună doamna Viorica Dăncilă și cu domnul Liviu Dragnea, și doamna Viorica Dăncilă, când intervenea domnul Dragnea, automat se poziționa regulamentar, drept, și mai că nu ridica. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că Viorica Dăncilă va fi un bun executant al politicii naționale de dezvoltare și propășirea lui Liviu Dragnea. Nu cred. Ea, cred că va fi un guvern care va rezista până la sfârșit, până în 2020. Ce așteptați dumneavoastră, în afară de ce ați spus pe latura fiscală, de la acest guvern, Viorica Dăncilă, căruia, iată, dumneavoastră, care ne-ați obișnuit de-a lungul vremii cu previziunile, care s-au și adeverit, multe dintre ele, ce așteptați? Mă repet, de la acest guvern PSD-ALDE. Niciun caz ce fac acum, adică birocratizarea excesivă a sistemului de raportări și de încasări și, încă o dată, încălecarea, să spun așa, a celor care muncesc. Deci numai în evul mediu mai aveam, vă aduceți aminte, că moșierul, când termina banii, da, se ducea la iobac și mai trântea un bir. Da, ba birul pe fum, ba birul pe coteț. De capete de vacă. Da, că năștea ăla, băi, dădea un bir de copii, în loc să-i dea el, să, așa, dădea ăla săracul, iobagul. Știți? Deci cam așa se întâmplă la noi. Adică pe măsură ce se toacă banii în temirce direcții, da, guvernul mai face o schimbare. Eu vă spun, pentru mine, perioada 2009-2011 spre finalul lui 2011 a fost cea mai predictibilă din punct de vedere fiscal. Codul fiscal n-a fost modificat, a fost modificat inițial și după aia s-a lăsat așa, da? N-au fost modificări de natură să bulverseze zona economică. Deci toate lucrurile erau previzibile, erau predictive. Au fost și un aflux de investiții străine în România în perioada aia. Da? E, acum dăm peste cap toate sistemele astea care și așa erau date peste cap. Că, din punct de vedere al modificărilor, cred că codul fiscal a suferit vreo 5-6 în ultimii 4-5 ani. 6, poate mai multe. 7. Da. Așa. Deci asta îmi doresc de la un guvern. Să debirocratizeze sistemul de raportări și de taxare a muncii. Să încurajeze munca și să facă tot ce poate pentru a susține productivitatea muncii. Pentru că ăsta este... Și asta în toate sistemele economice sau în toate doctrinele economice și marxism și de-aia, da, productivitatea muncii știm și noi foarte bine că era baza progresului. Da? Baza progresului era productivitatea muncii. Atât. Câștigul din muncă directă. Corect. Da? Muncesc bine, muncesc mai puțin, dar... Sau muncește așa, economia, să spunem. Economia la nivel, da? Produce. Câștig mai bine. Produce
se ieftinește bani și așa mai departe. Cu cât productivitatea muncii este mai mare, cu atât. Dumneavoastră aveți cunoștințe economice aprofundate și v-aș ruga să comentați acum spre finalul emisiunii, mai avem aproximativ 10 minute, să comentați ceea ce am văzut pe Sky News, o analiză economică a țărilor foste comuniste și acolo se dădea ca un deschizător de pluton ca un stat cu evoluție economică neașteptat de bună Polonia, cea care înainte de căderea zidului Berlinului, căderea comunismului era undeva mult în spatele României și România, care în anii 80, când a primit clauza națiunii cele mai favorizate, a fost printre cele mai emergente țări din Europa. Evident, Europa luată ca și conglomerat, nu separată în comunism și capitalism. Da, bun. Vedeți noastră că spuneați că mai, da, mai știu și am mai citit și înainte de 89. Lagărul comunist a fost gândit în cercuri concentrici. Să fiți mai direct. Așa, mai direct. Da. Polonia, Germania de Est, Cehia, Slovacia, care erau la granița capitalismului, erau vecine cu capitalismul, au avut o cultură economică oarecum liberală. Din punctul ăsta de vedere, este de la sine înțeles că și Polonia și celelalte pe care le-am pomenit au reușit să performeze în capitalism mai ușor și mai repede și mai productiv decât România. Noi n-am avut experiență liberală, n-am avut experiență în n-am avut economie de piață, ăștia au avut. Da? E adevărat. Acum, e adevărat că ei au avut un soi de economie mai deschisă. Au avut un soi de economie cât s-a putut de deschisă. La momentul ăla. La momentul ăla, adică cât i-a lăsat Moscova până la urmă. Ei, la noi era centralismul. La noi era centralismul, era Ceaușescu cu care ținea morții să controleze tot. Câteva meserii erau liberalizatoare, cum nu știu, cizmăria, avocații, mici, nu, avocații aveau, meseriași. Erau reglementați și regimentați cumva. Bine că aveau câștiguri mai mari, da. Nu mă refer la că, da, dar erau câteva meserii liberale care... Erau independente. Erau independente. Bun. Eu mi-aș dori, vedeți dumneavoastră, ce mă întrebați acum? Dar de ce am performat noi în anii 80, adică, când am obținut clauza, conform celor care... Aia a fost înțelegere, Podin, nu, n-a ținut de productivitatea economică românească, nu. Nu, a fost o recompensă la un moment dat, până... Pentru că am virat noi politic cu acea conducere către vest. Noi am fost puținele țări din vest care am acceptat sau am... Întreținut relații politice. Nu, am avut finanțare de la Fondul Monetar. Da. E adevărat. Deci, România, s-au construit locuințele în România. Nu au fost state comuniste, da, care au agreat o finanțare de la Fondul Monetar Internațional, de la FMI. Da? Ca așa cum și atunci, Fondul Monetar Internațional a impus la un moment dat, da, pentru împrumuturile pe care le-a acordat, o anumită strictețe în macroeconomia asta națională. Da? Când Ceaușescu a hotărât că nu mai e de stat de taclale cu Fondul Monetar, că impuneau prea multe imitiuni, să spunem, prea multe restricții, implicări în economie, da? De cifrele pe care el trebuia să le umfle sau cu acoliții trebuia să le umfle, s-a apucat și a plătit datoria. În 2 ani de zile a terminat. A fost o greșeală? Că mulți spun treaba asta. Ce? Plătirea datoriei de către statul român la momentul 87. Toate statele au un anumit nivel al datoriei publice. Toate statele. Da? Toate statele. E un ăsta, un... Pentru că capitalurile s-au polarizat. Inclusiv Statele Unite are datorie externă. Păi au cea mai mare datorie publică. Da? Deci toate statele sunt datoare. Aia a fost o nenorocire a poporului român. Pe de altă parte, ce se întâmplă acum, în care ritmul îndatorării țării, aștia România, este din ce în ce mai galopant, da? Uite, vă dau un exemplu,
la întâlnirea trecută că în decembrie parcă deficitul balanței de plăți externe a fost de 1,5 miliarde. Da. Asta trebuie finanțat. Și da? Există câteva metode. Păi câteva metode, adică cum să spun, bine, ori vine Banca Națională, mai dă drumul pe la niște rezerve, da, la aur, mai vinde, mai nu știu ce, bine. Aici se ține bine Isărescu. Ori te împrumuți. Din intern sau extern. Și o finanțezi. Dobânzi la dobânzi. Deficient. Da. Deci n-ai ce să faci altceva. Astea sunt câteva mecanisme acolo. Dar poate că le discutăm noi. Uite, nu știu acum dacă se uită cineva la noi și sper să se uite. Cu înțelege siguranță ce se vorbim se noi acum. Da? Că tot ce... Eu, de exemplu, unul, la... fac 50 de ani anul ăsta. Mulțumesc înainte. Mulțumesc la fel și noastră. Nu mă aștept la cine știe ce de la pilonul 1 al pensii, pe sistemul de pensii. Cel care contribuim cu toții. Nu mă aștept. Pentru că deja deficitul la bugetul asigurării sociale este imens. Deci riscăm cei noi care avem 40 și 50 de ani să ne trezim cu, după ce am contribuit o viață, să ne trezim deci, cu o pensie exemple, care nu poate să ne asigure. Au fost exemple în toată lumea asta. La căderi ale sistemelor de pensii. Au fost exemple. Ori o politică economică de factura acelei pe care o duce în momentul de față, e responsabil, că zic eu, PSD, da? Cu alocarea de resurse la peste nivelul de productivitate, și chiar și peste nivelul așteptărilor la un moment dat, știți? Al anumitor oameni, anumitor sectoare, segmente socioprofesionale, da, doar cu iz electoral sau cu tentă electorală, cu scop electoral, este extrem de periculos. Nu extrem, este cel mai periculos lucru pe care poți să-l faci. Da, nu vreau să mă mai gândesc nici la perioada în care partidul din care am făcut parte până să fuzionăm PDL, tăia pensii și salarii. Salarii, că pensii n-a tăiat niciodată. Așa, deci aduceți-vă aminte de chestia asta. Tăia salarii. Ei, deci vedeți noastră, trebuie să fie niște oameni lucizi băieții ăștia de la guvern. Hai să zici că în Parlament, că sunt dovezi. Peste tot. Și în state, și în Anglia sunt bași la laburiști violatori, ba, că am tot văzut, nu? Exemplu. Sunt exemple. Da? Și corupți în Germania. Dar un guvern, un guvern trebuie să fie de oameni, niciun caz ca Viorica Dăncilă, dar trebuie să fie oameni care gândesc economic, sunt plătiți pentru chestia asta, da? Și dau socoteală, pentru ce fac acolo. Deci, asta e practic ce mi-aș dori eu ca și cetățean care încă mai trăiește în țara asta. Cu două minute înainte de a ne lua, am rămas bun de la dragii noștri privitori. V-aș ruga să punctați, domnule prim-vicepreședinte Eduard Berca, ce credeți dumneavoastră că se va întâmpla sub raportul investițiilor, investiții care sunt așteptate de la administrația locală spre centrală în toate direcțiile și etapele și etajele? Foarte scurt o să vă răspund. Da, bugetul municipiului Târgu Jiu este diminuat cu 615 miliarde lei. 61 raport cu bugetul pe 2017. Față de 2017. Partea de investiții, din câte am văzut eu acolo, este susținută în mod absolut majoritar, să zic așa, de PNDL 2. Da? Deci, practic, de alocările, de alocările, contractele care au fost semnate sau încă sunt în curs de semnat, dar care vor fi semnate. Ei, în contextul în care PNDL 2 pentru mine este iarăși o gogoașă umflată în momentul de față, date fiind semnalele astea care vin dinspre autoritățile întituite, nu știu cum vom închide anul bugetar 2018. Și cum se vor termina investițiile începute? Pentru că vor fi și acest aspect, terminate investițiile în derulare, și cum vom asigura măcar partea de cofinanțare pentru a începe a face achiziții și așa mai departe. Avem un mare noroc, în schimb, că putem să ne împrumutăm destul de ieftin. Nu avem un grad de îndatorare
E foarte mic gradul de datorare, da, și prin achitarea sau creația, mare parte din împrumutul de, cu stadionul, avem deja posibilitatea să achiziționăm. Băncile au început să schimbe acum politica din ianuarie, merg mai mult pe partea asta de nu mai cer garanții și așa mai departe. Deci pe zona de... S-ar putea să avem o șansă în chestia asta. Mulțumim mult, dragi privitori, domnului Eduard Berca de la PNL, vă mulțumim mult dumneavoastră, meditați la ce ați aflat în seara asta și gândiți-vă și fiți mai analitici atunci când vă îndreptați atenția către cei care sunt oameni politici care așteaptă girul dumneavoastră. O seară frumoasă!